Sâmbătă, etapa a 5-a din Liga a 4-a programează o partidă de interes deosebit, încă un derby al Sudului, capul de afiș al rundei urmând a se desfășura pe stadionul din Brezoaele, Comerțul vs. Voința Grevedia. Tot sâmbătă, la Mătăsaru se va desfășura derbiul așteptărilor, Progresul Săgeata Cătunu, ambele echipe având 0 pe coloana victoriilor. Comerțul Brezoaele a câștigat tot în campionat până în acest moment, fiind peste Flacăra Moreni. În sezonul trecut, rezultatele directe au fost pe dos. Grevedia a câștigat la Brezoaele cu 6-1 și Comerțul în deplasare cu 3-0. După 4 etape, cele două echipe sunt singurele neînvinse din ligă. Gazdele pe prima poziție cu 10 puncte, iar oaspeții pe locul 4 cu 8 puncte. N-ar fi exclus ca și după etapa de sâmbătă situația să rămână neschimbată, în sensul că o remiză n-ar surprinde pe nimeni. Un alt meci interesant este cel dintre Flacăra Moreni și Luceafărul Dragomirești. În sezonul trecut a fost 2-2 la Dragomirești și 4-0 la Moreni. Remiza de la Dragomirești a costat pe morenarii promovarea, după ce în minutul 17 aveau 2-0. Teoretic, lupii trebuie să rezolve problema victoriei din prima, astfel lucrurile se complică. Oricum, de la problemele de la meciul anterior, Gabi Paraschiv își va lua toate măsurile de precauție. Se mizează totuși pe o victorie a gazdelor.